Futsal Club Donarea Călăraș a mai obținut două victorii în ultimele cinci zile. Sâmbătă 8 februarie, în deplasare la Târgu Mureș, Futsal Club Donarea Călăraș a învins echipa CSM Târgu Mureș cu scorul de 8 la 2 și s-au calificat în sferturile de finale ale Cupei României la Futsal, echipa călărășeană fiind și deținătoarea trofeului de anul trecut. Miercuri 12 februarie, în sala polivalentă din Călăraș, au obținut o nouă victorie în campionat cu informatica Timișoara cu scorul de 4 la 1. Cu această victorie, Futsal Club Dunarea și-a asigurat locul 3 în clasament cu 22 de puncte acumulate și s-au calificat în play-off-ul din acest an.